Bună ziua! V-am invitat astăzi să prezentăm o informație detaliată și exhaustivă pe marginea cauzei care se află într-un litigiu internațional, într-un litigiu arbitral al Republicii Moldova, deci Guvernul Republicii Moldova și o companie, entitate juridică, Energoalianz. Motivul pentru care vrem să prezentăm această informație este ca să nu apară interpretări diverse ale acestei cauze și am observat că în ultimele zile au apărut diverse mesaje, mai mult sau mai puțin formale, deci cu privire la această cauză. Cauza este destul de complexă din punct de vedere juridic. Eu am să încerc să o prezint cât mai simplu posibil și ulterior, dacă o să vreți să intrăm în detaliile cauzei, o să ne întrebați și noi, și eu și colegul șef direcție contencios Constantin Cachiță, o să vă răspundem întrebărilor noastre. Pe scurt, în anul 2011, o entitate juridică fondată și înregistrată în Ucraina a înaintat către Republica Moldova o cerere de arbitraj în procedura arbitrală ad hoc, în conformitate cu regulile UNCITRAL, prin care, deci această companie se numește Energoalianz, a solicitat despăgubiri pretinse a fi suferite în rezultatul încălcării de către Republica Moldova a obligațiunilor sale prevăzute în acordul încheiat între Guvernul Ucrainei și Guvernul Republicii Moldova și prevăzute în tratatul privind Carta Energiei. Datoriile pretinse sau pagubile pretinse de această companie au fost estimate de către companie la 20 de milioane de dolari SUA, ceea ce ține de ce anume datoria pretinsă, precum și rata inflației și dobânda creanței. În total, suma pretinsă a fost de 75 de milioane de dolari SUA. În octombrie 2013, prin sentința arbitrajului ad hoc la Paris, arbitrii fiind Mihail Savranski, Victor Volcinski și Domenic Peliu, a fost dispusă încasarea din contul bugetului de stat în beneficiu Energoalianz a sumei totale, deci dacă este să o definim în euro, ar fi în jur de 28 de milioane de euro, căci sunt mult mai multe sume, ele sunt cumulate, care sunt pentru ca datorie, altele sunt ca procente la suma de datorie, etc., etc. La pronunțarea sentinței arbitrale, președintele tribunalului, Domenic Peliu, a avut o opinie disidentă, adică o opinie separată, nefiind de acord cu colegii săi arbitri vis-a-vis de competența materială necesară a tribunalului pentru a judeca această cauză. După părerea lui, acest litigiu nu se referă la investiții și instanța de arbitraj nu dispune de competența materială pentru a-l examina. În legătură cu acest fapt, Ministerul Justiției a sesizat și Procuratura Generală. Deci toată informația pe acest caz a fost prezentată Procuraturii Generale, Procuraturii Anticorupție. În noiembrie 2013, Guvernul a declarat apel împotriva hotărârii nominalizate la Curtea de Apel din Paris. Însă, Energoalianz a înaintat împotriva Republicii Moldova în mai multe țări ale lumii, inclusiv Ucraina, Federația Rusă, Statele Unite ale Americii, România și Regatul Belgiei, cereri cu privire la recunoașterea și executarea sentinței arbitrajului din 25 octombrie 2013, deoarece aceasta este definitivă la momentul pronunțării. Ministerul Justiției a solicitat, iar instanțele de judecată în țările respective au admis respingerea cererilor de recunoaștere a sentinței arbitrale în următoarele țări: Ucraina, Federația Rusă, România și Belgia. Mai puțin SUA, despre care o să vorbim separat. Între timp, în aprilie 2016, Curtea de Apel din Paris a admis recursul în cauză, deci declarat de Republica Moldova, de Guvernul Republicii Moldova, și a anulat sentința arbitrajului ad hoc. De asemenea, a încasat de la compania Comstroi, care este succesoare în drepturi a Energoalianz, în beneficiu Republicii Moldova, cheltuieli de judecată în sumă de 100.000 de euro.
Și în legătură cu acest fapt, Ministerul Justiției a sesizat Procuratura Generală ca să examineze prin prisma legislației penale acțiunile persoanelor responsabile de pronunțarea unei hotărâri de arbitraj împotriva Republicii Moldova. În special, ținând cont de faptul că unul dintre arbitrii în arbitraj a fost cel desemnat de Republica Moldova, iar și a luat în consecință o decizie împotriva Republicii Moldova. Nefiind de acord însă cu decizia Curții de Apel din Paris, Comstroi, acum vorbim de succesorul Energo Alliance, a declarat recurs la Curtea de Casație din Paris. Iar Curtea de Casație din Paris a transmis cererea la rejudecare la Curtea de Apel. Deci noi, în momentul de față, suntem în această etapă, la această etapă a procedurii. La sfârșitul lunii septembrie, Curtea de Apel din Paris urmează să emită o decizie pe marginea cauzei. Totodată, menționasem anterior că Energo Alliance, prin intermediul acum deja Comstroi, au solicitat în mai multe state să fie recunoscută hotărârea arbitrală și respectiv să poată dispune executarea acesteia. În mai multe state, Ministerul Justiției a reușit să asigure respingerea cererii de recunoaștere, însă deocamdată nu în Statele Unite ale Americii. Pentru o perioadă, Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Columbia a suspendat examinarea acestei cereri, dar a reluat cererea în anul 2018, atunci când Curtea de Casație din Paris a admis recursul declarat de Comstroi și a trimis cauza la rejudecare în Curtea de Apel. Astfel, Ministerul Justiției a fost nevoit în cel mai scurt timp posibil să identifice o companie de avocatură care să reprezinte Republica Moldova în cazul SUA. Astfel a fost identificată compania Buck Law Firm din New York, cu care a fost semnat un contract de reprezentare juridică. La 23 august 2019, Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Columbia a admis cererea Comstroi și a recunoscut sentința arbitrajului de la Paris din 2013 pe teritoriul SUA. Guvernul Republicii Moldova, prin reprezentat de Ministerul Justiției, nu este de acord cu hotărârea în cauză și la 30 august 2019 am declarat apel pe hotărârea Curții Districtuale. La momentul de față, Ministerul Justiției urmează să organizeze un concurs de selectare a reprezentantului statului, deci a unei companii sau unei persoane, care va reprezenta interesele statului pentru examinarea în ordine de apel a dosarului din SUA. Cam astea ar fi elementele cheie ale acestui proces, deloc simplu. Este cert faptul că Guvernul Republicii Moldova întreprinde toate acțiunile necesare pentru a apăra interesele statului și a apăra interesele financiare ale statului, cât și a tuturor cetățenilor, pentru a nu admite ca din bugetul Republicii Moldova să fie achitate sume care nu sunt justificate, care nu au niciun raționament juridic pentru a fi achitate din bugetul public. Dacă aveți întrebări, suntem... Domnul Cachis, dacă vreți să completați... Cum a spus doamna ministru, litigiul datează din 2011, este un litigiu cu un obiect destul de complex, care implică inclusiv și resurse financiare din partea Republicii Moldova pentru a angaja avocați în scopul apărării intereselor statului. La moment... După rejudecare, Curtea de Apel se va expune printr-o hotărâre pe data de 24 septembrie asupra sentinței din 25 octombrie 2013. Cam atât în partea ce ține de procedura. Deci, încă o dată menționez că Ministerul Justiției
întreprinde toate măsuri necesare în scopul asigurării eficiente a interesul, reprezintă interesul statului în instanțele din străinătate. Neajunsul la sentințe arbitrale sunt, bine, neajunsul. Este că aceste sentințe sunt definitive de la pronunțare, respectiv sunt pasibile executării imediate. Deci, ceea ce încearcă compania ucraineană să efectueze. Cam atât. Dacă aveți întrebări, suntem gata să le răspundem. Deci, pe scurt, este vorba de o, cel mai probabil de o schemă, da, care a fost pusă în aplicare de anumite persoane pentru a extorca bani din bugetul public. Sunt, dacă este să căutăm în materialele cazului, vom vedea că sunt niște, deci, pretinse datorii pentru consum de energie electrică care au fost cumpărate la un anumit preț, vândute la preț dublu. Deci e o schemă destul de încurcată, să spunem așa, care este, de fapt, vizibil cu ochiul liber că au fost intenționat făcut această schemă, ca ulterior să poată fi pretins Guvernul Republicii Moldova despăgubiri și rambursarea sau achitarea acestor așa numite datorii vis-a-vis de acțiunile care au fost întreprinse de Ministerul Justiției. Deci toate acțiunile care au putut fi întreprinse au fost întreprinse. Ridică clar semne de întrebare modul în care unul din arbitri, deci în tribunalul arbitral ad hoc sunt desemnați 3 arbitri, unul, deci câte unul de fiecare parte, și al treilea, care este președintele tribunalului, este ales de cei 2 arbitri desemnați de fiecare parte. Or, arbitru care a fost desemnat de către Republica Moldova, domnul Volcinski, a luat, deci a decis în defavoarea Republicii Moldova. Și aici este un mare semn de întrebare de ce. Ținând cont că dacă ar fi decis toți trei, dar ținând cont de faptul că președintele sau, da, președintele arbitrului, arbitrajului, președintele tribunalului avea o altă opinie și el a expus opinia separată, înseamnă că totul nu a fost chiar atât de corect. Tocmai de asta și Ministerul Justiției a sesizat în repetate rânduri și Procuratura Generală și Procuratura Anticorupției, precum și alte organe competente ale statului, să investigheze și să vadă în ce măsură a fost, deci, au fost admise anumite încălcări ale legislației în acest proces. Iar pe partea de reprezentare a statului în, și atât în arbitrajul, deci în contestarea hotărârii arbitrale în Curtea de Apel franceză, în Curtea de Casații, la fel și în celelalte instanțe unde a fost solicitată recunoașterea hotărârilor arbitrale în celelalte țări, Ministerul Justiției a întreprins toate măsurile posibile. Eu cred că procuratura sau organul de urmări penal ar putea să vă răspundă la așa gen de întrebare. Ei ar trebui să răspundă. Noi suntem doar partea de reprezentare. Ar putea cumva avea legătură compania asta ucraineană? Orice este posibil, dar tocmai de asta domnul Cachiță spune că anume procuratura ar trebui să investigheze și să vadă că am solicitat în repetate rânduri acest lucru să fie făcut și să vadă care sunt, deci, legăturile, de unde vine această pretinsă datorie și ulterior care au fost acțiunile pe tot parcursul până în 2011 și din 2011 până în prezent. Se vede destul de clar că au fost admise pe alocuri anumite posibile ilegalități. Oficial nu figurează. Din câte cunosc eu, oficial nu figurează. Dacă stă în spate, asta e altă întrebare, dar chiar nu vă putem oferi informația, nu ar fi corect. Există care mai riscuri ca unele conturi ale Moldovei, în afară să fie blocate și în care? Nu,
Odată recunoscut în străinătate o hotărâre arbitrală, deci implic urmărirea bunurilor Republicii Moldova pe acest teritoriu. Și aici deja putem vorbi de conturi, de alte bunuri mobile sau imobile. Deci, atât am de spus. Deci ar putea fi, ținând cont de faptul că a fost, deci Curtea Districtuală din Columbia a acceptat, deci a admis cererea de recunoaștere a hotărârii arbitrale, ar putea fi eventual pus în executare anumite bunuri care aparțin Republicii Moldova pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Noi am întreprins toate acțiunile posibile ca acest lucru să nu se întâmple și am atacat cu apel decizia Curții Districtuale. Acum vreau să fac o precizare aici, deci apelul suspendă executarea, deci noi nu suntem, deci să nu fie interpretat greșit de mass media că, uite, Moldova va pierde imediat bunurile în Statele Unite. Asta. Da, deci hotărârea este vizată doar recunoașterea pe teritoriul Statelor Unite. Alea merge. Deci, sunt câteva țări în care ar putea fi invocată, solicitată recunoașterea hotărârii arbitrale. Într-o serie de țări, Ministerul Justiției a reușit să obțină să nu aibă loc această recunoaștere. Fiindcă legislația aplicabilă acestui domeniu nu obligă țara respectivă, instanța de judecată din țara respectivă, să suspende examinarea cauzei atât timp cât se examinează în țara unde a avut loc arbitrajul ad hoc, se examinează contestația împotriva hotărârii tribunalului ad hoc. Deci ei nu sunt obligați să suspende. Totuși am reușit în câteva țări, inclusiv Federația Rusă, Belgia, România, care mai este? Regatul Belgiei și Ucraina. Și Ucraina, să împiedicăm, să spunem așa, da, recunoașterea hotărârii arbitrale pe perioada examinării litigiului în Franța. În Statele Unite ale Americii, Curtea Districtuală a decis altfel. Deci ei au decis că poate fi recunoscută și pot fi eventual executate. Însă, ținând cont de faptul că noi am declarat apel față de curte, deci am contestat hotărârea Curții Districtuale, aceasta suspendă executarea hotărârii. Deci declararea apelului suspendă. Deci pentru perioada examinării apelului în instanța din Statele Unite nu pot fi executate bunuri ale Republicii Moldova care se află pe teritoriul SUA. La moment. Ele ar putea fi eventual în cazul în care apelul nostru nu este admis. Da, am încercat să explic cât de simplu posibil. Deci, avem o dispută în care se prezumă că au fost încălcate anumite drepturi privind protecția investițiilor. Aceste dispute se soluționează de arbitraje internaționale ad hoc, în baza unor acorduri dintre state privind protejarea investițiilor. Deci acest tribunal ad hoc, care a fost creat la Paris, în compoziția a trei arbitri, a decis că Republica Moldova trebuie să plătească Energo Alliance suma de 28 de milioane de euro. În baza acestei hotărâri a tribunalului ad hoc, reclamantul, deci în cazul dat Energo Alliance sau următorul succesorul de dreptul a Energo Alliance, poate, în diverse state ale lumii, unde Republica Moldova poate avea pretinse bunuri pe care pot fi executate, poate solicita instanțelor din acele țări să recunoască hotărârea arbitrală și să dispună executarea acesteia. Deci executând bunurile de care Republica Moldova dispune în țara respectivă. Deci așa a procedat, indiferent de faptul că noi am contestat hotărârea tribunalului și am câștigat în instanța de apel, ulterior Curtea de Casație, instanța de apel din Franța, Curtea de Casație a trimis la rejudecare
Deci a admis recursul înaintat de Comstroi. A trimis... Da, Curtea de Apel, exact. Asta, Curtea de Apel a fost câștigată. Comstroi contestă la Curtea de Casație. Curtea de Casație admite recursul și trimite la rejudecare înapoi în Curtea de Apel. Acum noi suntem în etapa Curtea de Apel în Franța. Deci la 24 septembrie urmează a fi pronunțată decizia de Curtea de Apel din Franța. În perioada, în interiorul acestei perioade de câțiva ani, acest Energo Alliance sau Comstroi ulterior a intentat câteva acțiuni pe teritoriul diverselor state pentru recunoașterea și executarea hotărârii arbitrale. În câteva state am reușit să nu admitem recunoașterea și executarea hotărârii arbitrale, mai puțin în Statele Unite. De fapt, legislația permite acest lucru, adică nu putem spune că în Statele Unite Curtea Districtuală nu ar fi procedat corect. Din punct de vedere legal, a putut proceda și. Deci ei au recunoscut hotărârea arbitrală de la Paris. Asta s-a întâmplat acum în august, da? În august 2019. Noi am contestat cu apel hotărârea Curții Districtuale din statul Columbia privind recunoașterea hotărârii arbitrale. Și la moment este suspendată executarea hotărârii Curții Districtuale din Statele Unite până la pronunțarea hotărârii pe apel. Nu știu dacă este mai clar. Dar este cam complicat. O opinie dizidentă într-o sentință arbitrală este foarte rar întâlnită în practică. Anume, opinia asta dizidentă a arbitrului Dominic Peliu ar putea constitui motiv de anulare a acestei sentințe arbitrale. Deci aici s-a făcut efectiv prin decizia din 12 aprilie 2016. Nu este foarte clar. Tot nu clar, da? chestiuni complicate. Deci, tribunalul arbitral, da? Deci este compus din 3 arbitri, tribunalul ad hoc. De regulă, de cele mai multe ori, ei iau o decizie unanimă. În cazul dat, președintele acestui tribunal ad hoc, Dominic Peliu, a avut opinie separată. Un lucru... Exact. Da. Exact. Da, corect. Exact. Unica persoană care a fost, nu a fost de acord cu sentința sau concluzia celor arbitri a fost președintele completului, care este de origine engleză, de Marea Britanie. Respectiv, aceasta își constituie un temei foarte convingător. Argumentele lui constituie foarte convingătoare de anularea acestei sentințe. Atât arbitru din Republica Moldova, cât și celălalt arbitru care au fost, să spun eu, au votat sau au adoptat o decizie în defavoarea Republicii Moldova, să fie clar. Este cu atât mai important că această opinie separată este exprimată vis-a-vis de faptul că, deci, domnul Peliu, Dominic Peliu, a considerat că acest litigiu nu trebuia să fie examinat de instanța de arbitraj, deoarece nu este subiectul de investiții. Și asta e un argument foarte serios pentru anularea hotărârii arbitrale. Dacă ar fi fost un alt argument care ținea de examinarea fondului cauzei, da, anumite elemente din propriu-zis din litigiu. Dar aici nu este vorba de elemente a litigiului, este vorba de competența tribunalului de a examina această cauză. Și dumnealui este de părerea că tribunalul nu a fost competent să examineze această cauză. Ori tribunalul poate deci examina cauze ce țin de investiții și aici nu ar fi fost un litigiu referitor la investiții. Eu vreau să fac și o completare. Deci orice acord interguvernamental de protejare reciprocă a investițiilor prevede o clauză de arbitraj. De regulă, prevede o clauză de arbitraj. Deci clauza de arbitraj a constituit temei de
inițierea unei proceduri arbitrale în ordine de ad hoc împotriva Republicii Moldova. Deci de aici, ca să fie clar, a început tot litigiul, să spun așa. Deci, da. Mersi. Și noi vă mulțumim. E tare încurcat subiectul și mie până mi-a luat timp până m-am descurcat în toate.